Salut, prieteni! Am primit o întrebare care sună în felul următor. Pace, pastore Vasile, în ultima săptămână am trecut printr-o mare suferință. Am pierdut un copil la termenul de 5 luni. Deci era însărcinată, doamnă. În seara zilei eram la biserică și s-au început contracții ușoare. Am plecat la urgență, dar după ce mi-au consultat, nu mi-au dat niciun medicament și m-au trimis acasă. Am insistat să mi se facă o ultrasonografie și să-mi dea ceva de contracții, dar au refuzat și m-au trimis acasă. Înspre dimineața am născut, dar bebe era prea mic să reziste. Este corect din partea unei creștine să dea în judecată pentru malpraxis medical? Sau trebuie să lăsăm așa lucrurile fără ca nimeni să fie tras la răspundere? Știu că Domnul este în control și El, dacă ar fi vrut, copilul meu ar fi trăit și născut la termen fără ca medicii să intervină. Totuși, atunci când medicii sunt indiferenți și neglijenți și nu își fac datoria, este pericolul că vor mai suferi multe femei și familii în continuare. Este corect să tăcem sau să depunem plângerea? Vreau să-mi exprim condoleanțe pentru pierderea copilului pe care ați avut-o dumneavoastră acum. Și nu, indiferenți nu puteți rămâne. Primul lucru care trebuie să-l faceți este să mergeți să vorbiți și să-i confruntați pe toți medicii care s-au făcut vinovați de crima aceasta, de faptul că copilul a murit. Ei și-au nesocotit responsabilitățile lor și nu puteți lăsa așa, exact cum ați spus dumneavoastră. Dacă nu veți întreprinde nimic, atunci lucrurile se vor repeta. Eu vreau să cred că este un foarte mic număr de lucrători medicali care procedează așa, dar dacă atitudinea aceasta este tolerată, atitudinea aceasta rea de nepăsare, de neglijență, ea poate să se răspândească și poate să mai ia încă multe alte vieți. De aceea sunt de părerea că, în primul rând, trebuie să mergeți să vorbiți cu toți lucrătorii medicali care au fost implicați. Deci să-i confruntați pe oamenii aceștia și, dacă ei vor recunoaște și își vor cere iertare, să duceți discuția în așa fel ca să vă asigurați că nu se mai repetă o astfel de situație. Dacă ei nu vor recunoaște situația aceasta, nu își vor cere iertare, atunci presupun că ei vor mai proceda așa și în viitor. Și de aceea cred că este absolut corect să mergeți să dați în judecată și să se implice și organele de drept pentru a scoate, a elimina o astfel de atitudine. Deci aici nu este numai, cazul nu ține numai de persoanele care au fost nemijlocit implicate. Cazul ține de o atitudine rea care este acolo, pe care o au persoanele acestea și care poate fi transmisă și altora. Și iată, vreau să vă citesc ca și referință biblică textul care este scris la Romani, la capitolul 13, și scrie acolo așa. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, că și nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Deci vreau să vă atrag atenție la câteva aspecte. Deci tot sistemul acesta judiciar care îl avem noi, judecata, organele de poliție și așa mai departe, ele sunt puse de Dumnezeu, au fost instituite de Dumnezeu. Toată mașina aceasta de stat, statul a fost instituit de Dumnezeu pentru binele oamenilor. Și atunci când lucrurile nu sunt aduse în fața acestei structuri, acestei mașini, să zicem, ea nu poate să funcționeze. Faptul că este multă corupție în mașinăria statului, asta este un alt lucru. Însă, dacă fiecare cetățean nu-și face parte, atunci nici mașinăria aceasta nu poate lucra spre binele oamenilor. Deci, de aceea, sfatul meu este la început să vă duceți să-i confruntați.
pe oamenii aceștia, să le vorbiți lor, să le arătați, să vedeți dacă ei sunt conștienți și dacă ei își vor cere iertare pentru crima săvârșită. Dacă ei nu își vor cere iertare, nu vor fi conștienți, deci dacă nu vă asigur, nu vă aveți libertatea să credeți că atitudinea asta s-au pocăit pentru atitudinea aceasta și nu se va mai repeta, atunci da, trebuie să mergeți și să depuneți în judecată ca să se implice statul. Dacă ei nu se vor implica sau eu știu, se vor acoperi unii pe alții, atunci asta ei își iau păcate asupra dumneavoastră. Însă trebuie să vă faceți partea pentru a curma o astfel de atitudine și a salva veți pe viitor. Dacă nu veți lua atitudine, atunci înseamnă că puneți în pericol încă multe, multe alte persoane, pentru că atitudinea aceasta va afecta multe alte persoane. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă mângâie, să vă dea vindecare și mângâiere pentru pierderea care ați avut-o și Dumnezeu să vă binecuvânteze ca să concepeți din nou copii și copiii să se dezvolte bine, să ajungă la naștere bine, să se nască și să aibă inimă bună ca să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!